Bună și bine ne-am regăsit. În această întâlnire, noi vom discuta despre una dintre sărbătorile cele mai importante din lumea creștină și nu numai, și anume semnătatea Paștelui și lumina învierii în practica creștină. Foarte mulți oameni au auzit și au participat la sărbătoarea de înviere, unde se comemorează învierea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Dacă privim acest fenomen din punct de vedere cosmic, istoric și cultural, vom vedea că se nasc foarte multe întrebări. A ști să pui întrebări este primul pas spre a găsi răspunsuri care au aplicabilitate imediată cu transformări practice reale. Ce este de fapt învierea? Învierea este un proces de la fizic la spiritual, de purificare, de curățenie, de la general la particular, pentru a produce în final transformarea spirituală. Înțelegem cu toții că natura are ciclicitatea sa, faptul că timpul se mișcă în spirală și, bineînțeles, istoria se repetă. Atunci când trecem prin același fenomen, noi nu mai suntem aceiași, deoarece în structura noastră au început să se formeze rețele neuronale noi și noi modalități de procesare a informației, ceea ce duce la optimizarea interacțiunii dintre noi și respectivul fenomen. De aceea se spune că repetarea este mama învățării. Cititul unei cărți, vizionarea unui film, de mai multe ori, crește înțelegerea la nivel existențial. Să nu uităm că la prima întâlnire cu o informație nouă reținem doar 2,7% din informații. Prin repetare ajungem să creștem exponențial ca și înțelegere și învățare datorită optimizării neuronale. Prin repetare, atunci când avem atitudinea abordării ca pentru prima dată, deși lucrul ăsta pare o contradicție, totuși, ori de câte ori noi întâlnim același fenomen și cumva ne setăm să avem o atitudine ca și cum l-am întâlnit pentru prima dată, este cea mai bună modalitate de a evita traducătorul și interpretul din noi să devieze informația care vine către noi. Acum s-ar spune să o traducă în felul lui. Este esențial să fim prezenți ca și cum ar fi pentru prima dată, pentru că doar atunci când suntem prezenți, scoarța cerebrală este activă și nu avem cum să intrăm în așa zisele automatisme. Oamenii de multe ori văd un lucru și spun, a, ceva în genul ăsta eu am mai văzut. Probabil că e cam așa sau un pic mai diferit, dar cam tot aia este. Aceasta este, de fapt, munca translatorului și celui care interpretează. Este esențial să înțelegem că în modul în care noi ne conectăm cu informația, avem nevoie ca translatorul și intermediarul și cel care interpretează să fie dat deoparte. Acest proces se numește elevare sau rafinare. El continuă să existe atâta timp cât noi continuăm să parcurgem spirala evoluției noastre în sens ascendent. Pe acest drum
al autodesăvârșirii. Momentul spațiu-timp al învierii este un portal de transformare în care noi suntem scutiți pe moment de condiționările și limitările noastre. Să nu uităm că esențial este să creștem conștiința, să creștem conștiința și asta este un obiectiv foarte clar pe care noi trebuie să-l avem în vedere încă de la început. Deci, momentul spațiu-timp al învierii este un portal de transformare în care noi suntem scutiți pe moment de condiționările și limitările noastre. Deci, portalurile sunt utile, au foarte multe funcții, dar funcția de bază pe care noi o folosim, indiferent dacă ne dăm seama sau nu, este exact ceea ce am spus. Acea scutire pe moment de propriile limitări, propriile condiționări. Nu contează de unde vin ele, contează că ele acționează. Deci, să nu uităm că esențial este să cultivăm voința, perseverența, înțelegerea, care ne ajută să creștem conștiința și conștiința noastră. Fără a dezvolta perseverența, voința, înțelegerea, nicio tehnică din lume, niciun sfânt nu te va salva pe tine să ajungi la mântuire. Oamenii cred că dacă stau și nu fac nimic, ei vor fi mântuiți, vor ajunge la iluminare. Nu se poate așa ceva. Oamenii doar cred, doar se amăgesc sau ei își creează iluzii pentru a ajunge în faza de deziluzionare. Se amăgesc ca să se dezamăgească. Dar de ce? Există o forță numită gravitație care creează această stare de inerție. Această stare acționează asupra oamenilor, trăgându-i în jos, nu numai la nivel fizic. Astfel că, odată cu înaintarea în vârstă, nu mai pot face ce făceau la tinerețe. Șansele de transformare scad. Nu mai au flexibilitatea și curiozitatea, ceea ce ar duce la căutarea cunoașterii și la creșterea înțelegerii. Noi avem nevoie de flexibilitate, curiozitate. Avem nevoie să aflăm, să ne hrănim cu acest nou. Toate piesele noi care vin spre noi sunt utile nouă pentru a deveni un om nou. Flexibilitatea înseamnă a trece de la decizie, de exemplu, trebuie să te hotărăști între două lucruri. Dar în momentul când deja te gândești că trebuie să decizi, poate mai devreme, poate mai târziu, devii conștient că cumva această situație ți este impusă. Și când noi trecem de la decizie la alegere, de fapt, ce înseamnă alegere? Înseamnă că dintr-o multitudine de posibilități, ca și cum ai libertatea de a alege pentru tine, fără limite, fără condiționări, alegi. În spatele capacității de a alege sau de a decide, se află gradul de asumare a responsabilității. Înțelegerea faptului că nimeni nu e vinovat de ceea ce ți se întâmplă ție decât tu însuți este un pas mare, foarte mare înainte. Dacă ți-asumi responsabilitatea,
îți asumi de fapt modul în care subjugi puterea care vine spre tine și îi dai un sens, o orientare în sensul constructiv, creativ, în sensul potrivit pentru tine. Când un om nu este flexibil, el de fapt nu își poate asuma responsabilitatea și nu poate să accepte că el este singurul vinovat și responsabil de ceea ce îi se întâmplă. Și aceasta este o capcană de început pe drumul cunoașterii și mulți, foarte mulți devin tributari acestei capcane. Nu este greu de ieșit din ea, dar trebuie să mergi, să pleci de la ideea ce s-ar întâmpla dacă aș face altfel decât până acum. Trebuie să-ți asumi lucrul ăsta. Învierea, spuneam că este un moment cosmic, istoric și ezoteric, care funcționează ca un portal de transformare spirituală. Haideți să înțelegem povestea asta. Este un moment cosmic pentru că are de-a face cu energia cosmică și are de-a face cu poziția astrelor în timp. Noi știm că acum deja există foarte multă discipline, astrobiologie, există foarte multă discipline care studiază influența cosmosului asupra fiziologiei umane, asupra plantelor, asupra faunei și florei. Și este clar că toate aceste mișcări ale astrelor influențează aceste funcții și ne influențează pe noi. Dacă noi vorbim de înviere din punct de vedere istoric, renaștere, înviere, revenire la viață, noi vorbim de fapt de o istorie, o multitudine de istorii. Dacă noi studiem fenomenul în sine, vom vedea că istoria aduce multe fenomene de acest gen care, culmea, se sărbătoresc cam în aceeași perioadă. Doar că denumirea este diferită. În fapt, este vorba de faptul că oamenii au înțeles că trebuie să prindă o anumită energie ce apare tocmai în acea perioadă. Dacă noi vorbim de înviere din punct de vedere ezoteric, noi vorbim de modul cum să abordăm tehnic acest proces și cum să ne implicăm în această relație cu acest portal pentru a obține acea transformare. Deci, să nu uităm că orice fenomen am abordat, că este Crăciunul, că este Paștele, orice fenomen am abordat, noi trebuie să privim acel fenomen din trei puncte de vedere. Dacă noi privim fenomenul doar din punct de vedere istoric, ok, dar nu vom ajunge să înțelegem partea, chintesența acelui fenomen. Nu vom putea înțelege cum anume să folosim acest fenomen, cum anume să ne ajutăm de acest fenomen pentru ca noi să evoluăm. Deci, învierea este un moment cosmic, istoric și ezoteric. Este un portal de transformare spirituală. Ce înseamnă portal? Ce înseamnă un portal? Este spațiu-timp în care, odată ce intri, asta înseamnă a deveni una, a te contopi cu acel moment, spațiu-timp, uitând de originea ta, uitând de unde vii, de istoria ta personală, uitând de originea ta ca spațiu-timp. Și
odată ce intri, exact în acel moment, traversezi o stare diferită față de celelalte stări, pentru că nu mai ești condiționat sau limitat de trecutul tău. Trecutul, cumva, indiferent cum ar fi, nu mai poate acționa asupra ta. Or, acest lucru este un fapt extraordinar. E ca și cum participi fără să te întrebe nimeni dacă ai datorii, dacă ai alte munci de făcut. Pur și simplu, ai intrat acolo și ușor, ușor reușești să te transformi. Deci, este un proces, învierea este un proces de iluminare care, la o anumită intensitate, ajunge să producă până la nivelul celui mai mic atom al corpului fizic anumite efecte de dezvăluire și transformare. A trece prin procesul învierii semnifică a deschide vieții divine anumite căi în toate regiunile ființei noastre, fiindcă viața curge și nu rămâne pe loc. Ea pătrunde peste tot pentru a reînnoi totul. Aceasta reprezintă sărbătoarea reînnoirii, reînvierii sau renașterii la nivelul întregii planete. Este sărbătorită de majoritatea religiilor vechi, însă în creștinism o știm, o cunoaștem, am experimentat-o ca și sărbătoarea Paștelui. Haideți să intrăm un pic în întrebări. Întrebări care se aducă la lumină o clarificare, o concretizare. Cât de important e Paștele în viața unui om. Când anume este timpul sărbătoririi Paștelui? Timpul potrivit este atunci când apare energia de generare, de creștere, de dezvoltare, primăvara. Paștele se sărbătorește la o anumită dată, da, se așteaptă acel moment cosmic, calendaristic, când o anumită energie se revarsă peste planeta Pământ și viețuitoarele ei, și anume în prima duminică după prima lună plină a primăverii. Este un flux care pătrunde, care este absorbit ușor de către om. Și când omul devine conștient de acest proces, atunci eficacitatea crește de 5 ori. Tot ceea ce noi facem conștient, noi creștem de 5 ori. Ce semnifică sărbătorile pascale? Renașterea omului și alinierea la renașterea vieții din natură. Ce înseamnă aceasta? Legăturile dintre manifestările sufletului și fenomenele naturii. Esența divină apare când viața spirituală și viața naturii se conectează, se întâlnesc. Comunică. Care este esența procesului ce se suprapune cu Paștele? Identificarea dintre evoluția de la copilul până la adultul Iisus cu realitățile cosmice, cu apogeul de atingere a stării de Hristos. Cum s-a pierdut această realitate prin confuzia creată între ceea ce aparține lumii fizice
și ceva ce aparține lumii simbolice. Oamenii au pierdut, au uitat și mulți se agață cu înversunare doar de fenomenul istoric. Dar una este să menționezi că a existat ceva și alta este să menționezi ce a făcut acel ceva și alta este să menționezi cum a făcut și cum ai putea să faci la fel. În timp ce unii oameni rămân la faza de descoperire și contemplație pentru minunile din viața lui Iisus, nașterea sa prin lucrarea Sfântului Duh, învierea sa la 3 zile după moarte, alții merg mai departe urmând modelul lui Iisus pentru a înțelege drumul și metodele ce trebuie aplicate pentru a ajunge la mântuire. Care este diferența? Diferența este sistemul de referință. În timp ce, exact ce spuneam mai înainte, spuneam că unii privesc istoria, se minunează și zic extraordinar. Alții privesc istoria, privesc momentul când s-a produs și privesc ce anume și cum anume ar putea ei să beneficieze de acel moment. În general, relația noastră cu divinitatea, în prima fază, este ajutată mult, foarte mult, de religie. Religia ne învață că tot ceea ce Dumnezeu a creat și tot ceea ce a dat să se facă mai departe, pe lângă munca ca atare, să ai și o recompensă, o plăcere. Deci, cumva, a unit munca cu plăcerea pentru a ajunge la scopul instaurat de Dumnezeu, este o cale corectă. A separa plăcerea de muncă, asta duce cumva la ceea ce se numește divizare, a diviza. În timp ce cuvântul Dumnezeu înseamnă uniune, diavol înseamnă divizare. Cu cât noi ne împărțim în mai multe bisericuțe, în mai multe dorințe, cu atât noi ne divizăm și capacitatea acestui procesor al nostru, că e creier, că este suflet, că este spirit, va scădea. Deci, pentru noi este esențial să înțelegem că abordarea corectă a acestui fenomen numit înviere este o abordare care pleacă de la cele 3 puncte, și anume cosmic, istoric și ezoteric. Unii oameni simt cum practica creștină este legată de calendarul creștin, care redă diversele modele și perioade ale forțelor naturii, în timp ce alții rămân doar la ideea că nu au nimic de a face cu energia cosmică, universală și necreată. Oare de ce? Aici răspunsul poate fi concretizat în sensul că deoarece s-a vrut o etapizare a abordării practicii creștine, în primul rând consolidarea formei, apoi acumularea substanței și în cele din urmă trezirea și desăvârșirea spiritului. Acesta este motivul pentru care unii creștini trebuie să studieze mai adânc, mai temeinic, sensul profund al religiei lor. Oamenii încep să studieze, să înțeleagă religia pentru ca să ajungă la credință.
credința este superioară religiei, dar religia este baza credinței. Ne oprim aici pentru prima parte și ne vom revedea.